M-am născut în raionul Cahul, satul Cartaul de Salce. Absolvind studiile la Universitatea de Stat din Moldova, am revenit la Cahul. Aici m-am căsătorit și îmi cresc fiica. În 2015 am fost ales consilier raional și consilier municipal din partea formațiunii lui Renato Usatăi. În tot acest timp am fost alături de oameni. Am răspuns tuturor solicitărilor și am analizat minucios problemele locuitorilor raionului Cahul. După ani de activitate în Consiliu, m-am convins că cea mai mare problemă în țară este irresponsabilitatea penală a puterii și fără de legile funcționarilor, care habar n-au de viața omului simplu. Regimul criminal al lui Plahotniuc s-a împotmolit totalmente în corupție și hoție. Așa nu mai poate continua. De aceea, merg la alegeri din partea formațiunii lui Renato Usatăi, pe circunscripția 43. Doar unindu-ne, vom putea întoarce puterea poporului și asigura dreptul la un viitor mai bun fiecărui cetățean. Moldova va fi liberă!